Bună ziua! Bun găsit la Closing Bell! Claudiu Cazacu sunt și e o bucurie să ne reauzim. Moneda unică europeană a intrat într-o perioadă mult mai bună în știința de astăzi. Odată cu respingerea din zona 1.28, lucrurile au devenit destul de limpezi pentru cumpărători. Euro a câștigat câteva zeci de pips într-o mișcare ce inițial a fost susținută de anunțul FMI pentru participarea, acceptul de a participa la programul de finanțare pentru Cipru. Ulterior, datele din Statele Unite, în raportul ADP, mai slab decât așteptările, a contribuit la susținerea mișcării anterioare. De data aceasta, dacă în prima fază am putea spune că a fost mai mult o întărire a euro, în a doua perioadă puternică motivația a fost din partea vânzătorilor de dolari. Raportul ADP a arătat o creștere de doar 158.000 de locuri de muncă în sectorul privat, sensibil sub așteptări. Chiar dacă cifrele pentru februarie au fost revizuite pozitiv, cele din ianuarie au fost revizuite negativ, deci pe ansamblu o imagine slabă, credem noi, pentru această lună, pentru luna martie, în sectorul pieței muncii. Motive pentru care, pe logica sporirii șanselor păstrării unei perioade mai îndelungate a injecțiilor de lichiditate ale Fed, am văzut o întărire a euro în fața unui dolar mai slab. La ora 5 vom avea datele ASM din sectorul serviciilor, foarte importante. Dacă și acestea dezamăgesc, atunci dolarul ar putea avea de suferit în continuare. Valoarea estimată este 55,9. În orice caz, tendința are deocamdată o dificultate tehnică în acest moment și dacă ne raportăm la nivelul de retrage de 77, dar și pe M15 chiar un pattern de tip shooting star nu s-a închis încă intervalul M15, se poate reconfigura oricând, dar deocamdată există un semnal sau un indiciu mai degrabă nefavorabil. Nivel de rezistență în cazul în care mergem peste 1.2851 este unul mai apropiat la 2857, apoi regiunea 1.2877, vechiul maxim local. Suport în momentul de față, probabil că sub 1.2838 și ulterior în regiunea 1.2824, suport mai puternic la 2810. Lira sterlină a urmat aceeași tendință de apreciere, a ambifat retragerea de 38,2, în momentul de față o minimă ezitare, indicele PMI din sectorul construcțiilor sub așteptări, dar totuși în creștere față de luna anterioară, o revenire moderată pentru lira sterlină, 1,5143 nu va fi neapărat ușor de depășit, peste acesta nivelul de rezistență de la 51,66 ar intra în discuție. O respingere de aici, eventual încurajată de o închidere în zona 1.5137, ar putea permite o retragere către zona 1.51. Yenul japonez față de euro într-o evoluție laterală, între 119.42 și 120, 120.15, dacă luăm și umbrele lumânărilor, rămâne pe tendință descendentă. Piețele deocamdată nu se pot hotărâi și credem că e atitudinea corectă, fiindcă depinde foarte mult de ce va anunța Banca Centrală a Japoniei în dimineața zilei de mâine. Un pachet de injecții de lichiditate puternic ar putea opri această tendință descendentă a euro-yen. Pe termen scurt, suport la 119,42, o anumită presiune asupra acestuia, următorul nivel de suport la 119,12. Piețele de capital, cele europene, au continuat să evolueze indecis sub nivelul de 7.961, rezistența fiind cea mai importantă, nivel inferior de suport la 7.919. În Statele Unite, indicele US 30 este în momentul de față ceva mai vulnerabil, odată cu alunecarea sub zona 14.570 și aici, chiar dacă pentru moment nu putem spune că există semne clare de corecție mai ample, totuși am fi atenți la ce se întâmplă în cazul în care prețul ajunge la 545, 14.545, suport sub acesta la 517, dacă
primul dintre ele este străpuns, deja e un semnal negativ. Al doilea ar însemna un mesaj de avertizare foarte puternic pentru cumpărători. Deocamdată există o minimă presiune descendentă aici. 14.609 rămâne rezistența cea mai importantă și credem că dacă datele din sectorul PM, sectorul serviciilor, nu vor oferi un șoc important, US30 ar avea șanse să se regrupeze. Petrolul ne așteptăm să fie ceva mai rezistent la scăderi dacă ora închide în felul acesta, ceea ce ar duce și la o închidere pozitivă pe grafic H4, cu cât mai aproape de 110, cu atât mesajul ar fi mai puternic favorabil. Dacă alunecăm și sub 109.50, suportul următor ar fi fost 109.31 sau putem să ne îndreptăm atenția chiar spre minimele locale de la 108.96. Există șansa însă ca o închidere în această regiune să genereze un hammer ulterior, deschizând drumul pentru o eventuală testare a lui 110.56. Prețul aurului a cunoscut o revenire, de asemenea într-o logică care părea având merite în webinarul prezentat de dimineață. Putem spune că deocamdată este o revenire tehnică și una destul de fragilă, mai ales că datele din piața muncii au fost slabe, ceea ce înseamnă că pentru aur e nevoie de mai mult pentru a convinge cumpărătorii și a putea genera o revenire consistentă. Această revenire ar fi interesantă în cazul în care ședința de astăzi se încheie, deci spunem la ora României, la ora 12 a României, avem o închidere în zona 1574 de dolari pe unce sau mai sus, caz în care cotațiile ar putea merge chiar într-o direcție favorabilă. Pe termen foarte scurt, intră în discuție nivelul de rezistență de la 1577 și cel de suport de la 1564. Peste 1577 avem câteva niveluri de retragere, între care 1579 ar fi cel mai important și apoi un reper suplimentar în zona retragere de 61.8 la 1587. Acest nivel de retragere ar fi unul dintre cele mai puternice repere de rezistență. Leul s-a stabilizat în zona 4.42, dar aparent există presiuni negative pentru moneda națională. Aceasta și datorită unui climat politic mai tensionat în cazul alianței de guvernare, ceea ce indică riscuri suplimentare în cazul unor alunecări către o perioadă de incertitudine politică. Străpungerea lui 4.42.79 ar fi un semnal negativ, puțin probabil să se mai petreacă astăzi, însă atenția merită păstrată pentru ședințele viitoare în această zonă. Mulțumesc pentru participare. Nu uitați la ora 5 indice la ISM din sectorul serviciilor și până atunci, până ne reauzim mâine dimineață, vă doresc să aveți parte de o zi plăcută și profitabilă. Toate bune, la revedere!